Și ne ridicăm de pe genunchi ca niște copii de Dumnezeu. Că spunem Psalmul 82, toți sunteți Dumnezei. Dumnezeu să ne dea înțelegerea aceasta. Deci eu întotdeauna așez rugăciunea între umilință și demnitate. Așez rugăciunea între vinovăție și iertare. Toți oamenii mari al lui Dumnezeu, în momentul când s-au întâlnit cu Dumnezeu, au fost impactați. Uitați-vă la Ezechiel, uitați-vă la Daniel, care s-a îngălbenit, uitați-vă la Ioan, care în timpul cât trăia pe pământ, în noaptea cinii, a plecat capul pe pieptul Domnului. Ce părtășie, ce prietenie! Dar când l-a văzut în Apocalipsa, am căzut ca mort înaintea lui. El e Dumnezeu, fraților. Noi suntem oameni. Și dintr-o dată ne vedem vinovăția. Că cine zice că n-are păcat, îl face mincinos. Și adevărul nu este în el, spunea Ioan în 1 Epistolul, capitolul 1. Deci eu când încep rugăciunea, întotdeauna am cerere tare, Doamne, recunosc, trăiesc în firea pământească, am gândit de multe ori ce nu trebuia, am mai scăpat și câte o vorbă, câte un gest, sunt vinovat înaintea ta și încep rugăciunea în nota asta de vinovăție și apoi mă duc înspre iertare. Eu nu mă ridic de pe genunchi până nu am sentimentul că El m-a iertat. Stau acolo cât e nevoie până spune Duhul Sfânt că sunt copil de Dumnezeu. Vedeți ce dragoste ne arăta Tatăl 1 Ioan 3:1, să ne numim copii al lui Dumnezeu și suntem. Scrie 1 Ioan capitolul 1 versetul 7, dar dacă umblăm în lumină după cum El însăși este în lumină, avem părtășie unii cu alții și sângele lui Iisus Hristos, Fiul Său, ne curățește de orice păcat. Deci în momentul când ești în lumina Duhului, atunci vezi petele pe tine, atunci vezi haina, atunci vezi vinovăția cât e de mare. Ne plecăm pe genunchi, ne vedem vinovăția, că vine Duhul, lumina de la Dumnezeu, ne cerem iertare și ne rugăm până când Dumnezeu ne iartă. Așezăm astăzi rugăciunea așa, între umilință și demnitate, între vinovăție și iertare, Domnul să ne ajute. Așezăm rugăciunea între privat și obște. Eu sunt un pic egoist. Când mă rog, Doamne, ai milă de mine, ai milă de casa mea, de nevastă, mă rog pentru toți copiii, nu-i păcat, nu? Dar nu mă opresc cu rugăciunea numai aici. Că noi suntem trupul lui Hristos. Și acum mă rog și pentru alții din adunare. Era un grup de frați și un păstor îl întreabă pe unul, beau un ceai. Bă, te-ai rugat azi? M-a rugat, frate, cu numărul. Băi, pentru cine te-ai rugat? Pentru ce? Nevastă, copii, Domnul, mă, bine, o crotească, mă, bine, mă, ești pocăit. Bă, dar tu te-ai rugat? Da, m-a rugat. Pentru cine? Păi tot ca el. Măi, dar pentru mine, când vă rugați? Că-s păstor, slujitor și eu am nevoie de rugăciunea mea voastră. Pavel spune în Efeseni 6:18, faceți prin Duhul tot felul de rugăciuni, vegheați aceasta cu toată stăruința și pentru mine, ca ori de câte ori îmi deschid gura să mi se dea. Pentru cântăreț, te-ai rugat? Pentru predicator, pentru proroc, pentru bolnav, știu că ne mai rugăm, dar noi suntem mădulare și de la privat, eu mă rog pentru mine, recunosc, de regulă întâi încep cu mine, dar apoi continui. Frații mei, deci nu-i un prilej de laudă, eu am o listă pentru care mă rog și nu este o zi să nu mă rog pentru oamenii aceia, nici o zi, de ani de zile. Am oameni care au nevoie de rugăciunea mea, i-am trecut pe listă în mintea mea, nu pot să dorm dacă mi-aduc aminte, dar nu se întâmplă să nu mă rog pentru ăla, 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 aia, aia și așa mai departe. Cât e de mare lista voastră de rugăciune? Când vă rugați pentru alții, aveți lista? Am fost în Spania cu fratele Axinte Octav. Acolo am întâlnit un frate la care tare i-a plăcut, fratele Tigva Petru de la Margerea, un om în scaun cu rotire. Tare i-a plăcut lui de Octav, că s-a predicat și era proroc, și spune, frate Octav, așa mi ești de drag, te-am pus pe lista mea de rugăciune. Să știi, ești la numărul 730 și nu știu cât. Și Octav spune, mă, dacă ți-așa drag,
și moare unul înaintea mea, mă bagi un pic mai în față. Nu, frate, că eu pentru toți ăștia mă rog. Eu nu eu așa când mă rog pentru primii și ultimii, nu. Eu îmi fac timp să mă rog pentru ei, nu știu cum face. N-am intrat în detalii. Câți oameni ai tu pe lista ta de rugăciune? Că noi de la privat așezăm rugăciunea înspre obște. Ne rugăm pentru adunarea din Bivolăria, ne rugăm și pentru alții. Să ne dea Domnul și dorința aceasta, amin? Așezăm rugăciunea între supraviețuire și belșug. Toate ființele vii au nevoie de hrană, toate. Toate trebuie să mănânce. Ori sufletul nostru se hrănește și prin rugăciune. Dar câteodată funcționăm la cote de avare. Spun, bă, azi nu, n-am apucat dimineața să mă rog. Doamne, mă rezăm de ușor, ușor, te rog, plec de acasă, pune îngerii tăi, Doamne, ai milă de mine. Ei, dar în rugăciune poate fi și belșug. Acum noi suntem ca supraviețuitori, ceia din pustie care doresc un pahar de apă, sau avem belșug de rugăciune? Avem rugăciune înainte? Eu știu o mamă care se ruga și spunea, Doamne, sunt săracă, am mulți copii, n-am bani să le pun în cont, te rog, mai pun o rugăciune în dreptul lor azi. În contul ăla și avea sora un cont mare, pentru fiecare copil se ruga, avea rugăciuni puse în cont. Noi suntem ca supraviețuitori, mâncăm numai ca să trăim și când ne rugăm. Nu e obligatoriu să te rogi pentru ceva specific, te rogi pentru ceva la modul general. Specificul are locul lui. Eu nu mănânc ca să pot predica. Nu de asta mănânc eu. Cu dimineața n-am mâncat. Dar eu când mănânc, mănânc trebuie să predic. Nu. Eu mănânc ca să trăiesc. Copiii nu învață, azi am extemporal. Mănânc ca să pot da extemporalul. Nu, nu. El mănâncă ca să trăiască. Și dacă ai viață din belșug, dai și extemporal, predici, cânt, noi mâncăm ca să avem viață. Noi ne rugăm ca să avem viață. Aceia care se roagă cu disperare într-un anumit prilej, ăia nu sunt oameni de rugăciune. Știți dumneavoastră cu cei doi care treceau pe punte, nu? Că unul îngenunchiat a trecut, a căzut în apă, al doilea nu s-a rugat și a trecut. Și cineva se gândea, măi, dar cum așa, ăla se roagă, păi ăsta s-a rugat numai acum, ăla se roagă toată viața. Deci noi rugăciunea suntem la belșug. Eu am venit ca oile mele să aibă viață și să o aibă, Doamne ajută-ne. Eu am așezat rugăciunea, și aici e foarte important, între dorința mea și voia lui Dumnezeu. Între dorința mea și voia lui Dumnezeu. Noi când ne rugăm, eu mă rog, Doamne, aș vrea și îi spun Domnului ce vrea. Că și Domnul Iisus a uitat în Ghetsemane, avea un pahar cu păcate, cu spurcăciuni. S-a uitat la el, a spus, Tată, e prea mare, îndepărtează-l de la mine. Și după aceea știi ce a spus? Nu cum voiesc eu, ci cum voiești tu. Eu am povestit la frați că la mine soția a fost bolnavă, nu știu dacă mai e sau nu, e mai bine acum, de cancer. Adunarea s-a rugat pentru mult, pentru noi, a postit. Eu m-am ridicat și mi-a spus, oameni buni, sunt om normal, sunt om cu minte. Deci eu vreau ca soția mea să trăiască, n-am niciun copil căsătorit. Dar mă rog Domnul să-mi dea putere să închei rugăciunea cu vorbele Mântuitorului. Doamne, facă-se voia ta! Cred că aici e maturitatea unui credincios. Când te lași în mâna lui Dumnezeu, există o voie permisivă și există o voie absolută a lui Dumnezeu. În rugăciune se pot întâmpla două lucruri. Unu, ori Dumnezeu schimbă hotărârea lui, ori tu te așezi sub voia lui Dumnezeu. Sodoma, Gomora, Adma, Țeboinu, Țoarul trebuiau nimicite. Și când a venit prăpădinea aceea și Lot fugea de acolo, o spus, Doamne, e departe până la munte, uite Țoar, cetatea asta, lasă-mă să intru aici. Dumnezeu a modificat un pic planul. Cum? Prin rugăciune. La Ninive a strigat Ioana, încă 40 de zile și cetatea va fi nimicită. O schimbat Dumnezeu planul.
Isaia, fiul lui Amoț, a venit la Ezechiel, încă puneți casa că mori. O schimba Dumnezeu. Poate prin rugăciune Dumnezeu să schimbe un pic planul. Sau poate să nu-l schimbe. Eram la Botoșani, ne rugam pentru o fetiță de mică, de vreo 2-3 luni, care era bolnavă. Și ne-a rugat, era un post în rugăciune, toată familia adunată. Și fratele cu care eram îl ia deoparte pe bunicul, că era păstor. Și îi spune, măi Nenu, spune la băietul tău să pregătească, fetița moare. O spus Dumnezeu că nu schimbă planul. Ei, fetița aceea a murit. Acum este o voie absolută a lui Dumnezeu pe care Dumnezeu câteodată nu o schimbă, țineți minte. Eu am întâlnit odată, știți bine, nu dau nume, o soră era bolnavă, nevasta unui cunoscut slujitor. Și am primit și eu un mesaj, că dacă 100 de biserici la ora 10 se roagă, Dumnezeu îi dă viață. Eu am judecat, m-am spus, măi, asta e nevastă de păstor, foarte cunoscut, găsește 100 de biserici. Dacă e o femeie care stă pe un pârâu ceva cu o casă de copii și tot bolnavă, nu găsește poate nici o biserică. Îi Dumnezeu nedrept. Vorbeam cu fratele Moloci, eu spun, bă, noi ne rugăm că Dumnezeu știe ce ar de făcut. Și sora aceea până la urmă a murit. Deci, noi avem dorința noastră în rugăciune, dar câteodată ne rugăm până spunem, facă-se voia ta. Eu când mergeam cu soția la Cluj, am trecut pe la St. George, am slujit acolo cu frață, la urmă cheam un frate deoparte, îmi spune, frate, hai să spun ceva. Am fost săptămâna asta la Năsăud la o soră care a fost tare bolnavă de cancer. Acum trăiește bine, am spus, soră, cum ai făcut? Și i-a că am vorbit cu fratele Dragoș Croitor de la Suceava, o venit cu niște frați, mi-a făcut ungerea și Dumnezeu m-a vindecat. Și el îmi spune, băi, tu pentru nevastă, de ce nu te rogi? I-a spus, eu am început să plânge, măi, omule, mă crezi fără minte. Mă crezi că eu nu mă rog pentru nevastă, dar am folosit un verset din Scriptură ca să-l potolesc, că arătarea Duhului îi spre folosul altora. Păi eu m-am rugat mai mult ca pentru femeie cei din Năsăud. Eu cred că era șofer, erau alți frați care au făcut lucrare acolo. Dar dacă Dumnezeu are voia Lui, ce să facem? Acum în rugăciune să fim foarte atenți, că mulți s-au rugat pentru un lucru cu insistență, s-au pus chezaș, s-au luat zile de post și nu li s-au împlinit dorința, au fost druncinați în credința lor. Dacă Dumnezeu nu m-a ascultat, nu Dumnezeu te-a ascultat, dar nu a împlinit, că El, voia Lui e bună, plăcută și desăvârșită. Deci asta se întâmplă în rugăciune. Așezăm rugăciunea noastră între dorința personală și voia lui Dumnezeu. Să ne dea Domnul înțelepciunea și credința ca la încheierea rugăciunii să spunem totuși nu cum voiesc eu, ci cum voiești tu. Doamne ajută-ne la aceasta. Mai așez rugăciunea între două jaloane și apoi încheiem și cineva spunea că îndemnul de rugăciune trebuie să fie mai scurt decât rugăciunea. Nu m-am uitat exact la cât am început să predic, dar cred că voi sunteți foarte atenți cu ceasul, că așa se întâmplă. Nu, acum e obligația voastră să vă rugați mai mult decât am predicat eu, ca să salvăm cumva situația, da? Și ultimul punct, așez rugăciunea între teorie și practică. Că tare suntem buni la teorie. Și eu am multe predici despre rugăciune. Eram într-o adunare din Timișoara, o adunare mare, m-am dus cu niște frați la stăruință și un păstor îmi spune, frate Dragoș, hai să facem câteva rugăciuni. Mă, noi n-avem oameni care se roagă. Sigur că avem păstorul asistent, e teolog, domnule. Vine cu 4 foi, stă în birou, vine cu 4 foi, prezintă ceva despre rugăciune, pune adunarea să se roage și el pleacă înapoi în birou. Și mi-a spus, măi, vin încoace, măi, fă măcar tu ce ai spus aici. Crezi că frață nu te văd, că tu nu te rogi? Acum așezăm rugăciunea între teorie și practică. Frații mei, noi în Hristos avem toate comorile. În jertfa Domnului Iisus avem și vindecarea de boală și iertarea de păcate. Avem totul. Numai că noi trebuie să mergem să accesăm acele binecuvântări de la Dumnezeu. Și un mod de a accesa binecuvântarea este prin rugăciune. Binecuvântarea ta e acolo în Hristos. Du-te și ia-o.
Fă efortul ăla, du-te și ia-o și te duci prin rugăciune. Am mai dat exemplul ăsta. Într-o familie erau câțiva copii care voiau să culce seara. Știu bine exemplul de aia, da. Și cineva spune, aș mai mânca ceva, parcă, ce mâncăm? Altul spune, nu mai mâncăm seara, că ne îngrășăm, știți, mai ales fetele știu cum e cu masă de asta. Dar unul spune, o zacuscă ar merge? Da, o zacuscă ar merge. Dușată zacuscă. Și el spune, dar ultima dată tot eu m-am dus. Du-te dușată. Și tot s-au împins unul pe altul până când au spus, hai să ne culcăm, nu mai mâncăm zacuscă. Acum eu întreb gospodinii la bivolărie, că sunteți tari gospodinii, ce-i mai greu, de făcut un borcan de zacuscă sau de luat de pe raft? Măi, ca să faci zacuscă, du-te, cumpără chipăruș și coace și pârlește și toacă și pune și sterilizează, eu nu știu exact cum se face, știu numai cum se mănâncă. Măi, și gospodinile noastre pun borcane așa, rafturi întregi și mă trimite în mine, dragul, du-și un borcan de zacuscă. Nu mă mai duc. În jertfa Domnului Iisus noi avem toate binecuvântările. Ce trebuie să facem noi? Să ne ducem prin rugăciune și să spun, Doamne, iartă-mă, Doamne, vindecă-mă, Doamne, îndură-te, Doamne, binecuvintează. E greu de făcut asta? Și uite că niște copii leneșuți se culcă flămânzi că nu se duc până în magazie. Azi magazia lui Dumnezeu e aici. Repet încă o dată, avem jertfa lui Hristos, sunt aici bolnavi. În jertfa Domnului este vindecare. Isaia 53:5. Dar El era lovit pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fără de legile noastre. Pedeapsa care ne dă pace au căzut asupra Lui și prin rănile Lui suntem tămăduiți. Dar nu-i tămăduire sufletească acolo, e tămăduire trupească. Că intră în Matei 8, Domnul în casa lui Simon, o vede pe soacră sa bolnavă, o vindecă ca să se împlinească cuvintele care au spus. El a tămăduit pe cei bolnavi. Sunt bolnavi aici, du-te acum la rugăciune și ieți vindecarea de acolo. Sunt aici oameni care au nevoie de iertare. Acolo la cruce e sângele Domnului Iisus. Du-te rugăciune și ia iertare pentru tine și Dumnezeu să ne ajute. Aș dori să ne ridicăm în picioare și să ne rugăm Domnului. Am spus că rugăciunea o așezăm între umilință și demnitate, între vinovăție și iertare, între supraviețuire și belșug, între privat și obște, între dorința și voia lui Dumnezeu. Mergem în rugăciune. Amin.